Bun găsit, oameni buni, la un nou episod de FIFA 14, manager, carieră. Apropo, da, un prieten mi-a spus că numele ăsta nu e Coagliera, cum ziceam eu, și e Coaglerela, Coagleriela. Sau, pora mea, ceva de genul ăsta, nu prea pot să-i pronunț numele. Coagliarela, mă, așa. Și l-am greșit data trecută. Acum o să ne jucăm, o să facem un mai simplu cu Deportivo. Și după care o să avem un meci cu Inter Milano. Cerci, Cerci, Cerci! O la face direct foarte, că de ce nu? Sanchez Mino. În spate, col, bravo, bravo, bravo. Așa, bine, 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 Sanchez. Dar nu-i bine, futu-te în gură. Nocerino, José Rodríguez, ce mă? Moretti. Nu! Bravo, Padeli. Da, mai bine urcă cu Darmian în apărare. A, păi se poate! Se poate! Gol în minutul 7, păi da! Azi că vă dau gol cu Cerci acum. Go! Du-te în pizda, măti! Ce mă? Oh, hai Lux, campion din LoL, what the fuck. Lux. Dar asta nu-i nume de fată, Lux. Lux. Ba da. Mă. Nu jur. Nu. Mă abțin, mă abțin și gata. Du-te, Glic! Du-te! 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 Coagleriela! Du-te! Du-te! Deci dacă nu dai gol, te gol, epic golasă, mă, Coagliarela, are un nume de căcat, cred că o să-i pun o poreclă, că e cam greu să pronunț, o să zic Fufi, nu, o să zic, ce poreclă să îi dau eu lui ăsta, ratat, nu, stângul în dreptul, gata. Stângul în dreptul. Cu toate că a dat gol. Și destul de frumos. Dar o să-i pun eu porecla. Și asta o să rămână. Nu o să mai zic pe nume, o să-i zic stângul în dreptul. El Cadori. Până a futut să opsai du mătii. Da. 1-1. Fuck you. Bitch, she's on the... Ce? Da, nu cu ce-am zis. Ce-am vrut să zic, nu ce-am zis. Adică amândouă. Vive! Tu te împizi! Așa. Stângul dreptul! Stângul dreptul! V-am zis că e stângul dreptul. Deci am ales bine numele ăsta. Așa, așa, pe lângă el să treci. Așa, bravo! Stângul dreptul! Pasează la Nocerino! Darmian! Futu-te în... Aleargă! Deci dacă... Și șutează ca retard... Am zis ca retardatul! Nu ca o gravidă! Eu îmi bag ceva, deci nu se poate, gata, deci eu... Nu mai continui, deci gata, gata. Eu nu mai continui seria, îmi bag ceva. Mi-am ales și eu o echipă foarte retardată. Nu puteam și eu să-mi aleg Inter Milano, nu! Nu! Eu am vrut Torino, m-am mâncat pe mine! Da, o să cumpărăm și niște jucători azi, cred. Aș vrea să cumpăr... Obiectivul meu este să cumpăr pe Ronaldo, dar e foarte scump, și Ramos. O să-l cumpăr pe Cosmin Matei de la Dinamo. Da, vă rog să nu dați dislike pentru asta. Da, pur și simplu... Nu am nimic cu Steaua, sunt dinamovist, n-am nimic cu Steaua, dar îmi place cum pasează, că l-am luat și pe o serie, l-am luat off-camera când mă jucam cu Chelsea și chiar îmi place cum pasează și
pasează, centrează bine, șuturile nu prea e bun, da, pe șuturi, da. Pasează bine și de-aia vreau să-l iau la echipă. Are 69 ratingul, dar știu că într-o lună, cam așa, bine, într-o lună joc, sau da, cam așa, a urcat la 70 și a mai avansat. Deci pot să-l aduc la 70. Media echipei cam așa. Cerci! Hai, stângul dreptul! Ce faci, mă, stângul dreptul? Așa, deci... Cerci, cum ai putut să... Cum? De ce, Cerci? Aveam bază în tine, frate. Tu 37, pana mea. Noce, fucking Grino. Cerci, Cerci, recuperează acolo frumos. Întoarce, Cerci. Cum a trecut de Canela! Stângul în dreptul acolo cade. Quagliarella, mă, uite așa se pronunță, mă. Mersi, comentatorule. Dar tot stâng în dreptul zi. Că a ratat prea mult. A dat doar un gol. Așa, Vivek, azi. Dar poți să cazi și mai rău. Poți? Păi logică, poți. Cerci, Cerci, Cerci! Epic gol, Cerci! Gol, 2 la 1. Data trecută am făcut un egal cu Hamburg și am pierdut contra Arsenal. Acum se pare că putem câștiga împotriva lui Deportivo. Este echipa bunicică Deportivo, totuși. Dar nu poate să ne bată, e destul de greu. Și pana mea, da. Acum trebuie să mă apăr mai mult, dar eu vreau să atac. Vreau să dau niște goluri frumoase. Oricum, Cerci a dat acolo, acum un gol frumos, stângul în dreptul a dat un gol frumos. Darmian! Nu! Cum ai putut să faci acolo să... Ai, de Canela. Canu. Canel. Lui și... Da, așa, așa se pronunță. Am înțeles totul. Dar nu o să fac schimbări, pentru că da și pentru că nu. Cerci. Ce faci, mă, Cerci, mă? Cercei. Cercei. Îți dau poreclă să mor, deci dacă nu mai joci bine, îți dau și ție poreclă. Așa, Darmian, așa se pierde o minge, bravo. Antonio Nocerino. A, da, și v-aș fi recunoscător dacă mi-ați dat și mie un like, un subscribe și un share. Bine, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și dacă vreți să dați un share, doar dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, frate, dați dislike, asta e viața. Sau nu vă uitați, faceți ce vreți. De ce pula mea am făcut? Ce am... Da. De ce am făcut aia? Nu știu. Și să mă scuzați că mă înjur, dar mă enervez, frate. Mă enervez. N-am cum să nu mă enervez. Pentru că... Ăștia șutează ca, ca un căca. Vedeți? Deci cum să nu mă enervez? Bine, frate, înțeleg, este doar un joc, dar... Nici chiar așa. Da, Canel acolo, Darmian e foarte super ultra chior. Cerci, ce faci, mă? Hai, mă, Cerci. Ai prins-o acolo, dar nu a fost bun. Uite, 60. Moretti. Nocerino. Nocerino, Nocerino, trece frumos, Nocerino! Nocerino! Hai că Nocerino a jucat bine. Era destul de greu pentru că era puțin spațiu și îl ținea foarte rău. Hai, Nocerino, nu te mai pe apărare, că tu ești bun pe apărare. Dă și noi ultra-attacking. Poate mai dăm și noi un gol, deși nu prea cred, e destul de greu, acum ar trebui să ne apărăm. Padelii acolo degajează.
Până la Darmian care pierde mingea ca un boss. Adică nu ca un boss, ca un... Nu cu gol, Darmian! Bravo! 3-1 pentru Torino contra Deportivo! Așa, băieți, dacă jucați așa e bine. Data trecută m-ați făcut de râs. Oricum, avem un meci cu Inter, deci vreau să jucați bine. Acum vorbesc cu jucătorii, știi? Da, pana mea. Maximovic! Du-te, du-te! Așa, așa, du-te, du-te, du-te! Da. Toșeto, cum pana mea îl cheamă? José Rodríguez. Isaac Cuenca, care cred că a jucat la Barça. Nu, niciodată nu o să-mi dai gol! Sunt bun pentru gol! V-am spus, what the hell of, cum nu ai ieșit mingea aia? Și de ce cerci să arunca? Nu, ăla era stângul drept. S-a aruncat ca un nemâncat. A, vedeți ce skill-uri ai. Stângul drept, tu! Până la cerci, dar pasează ca lumea! Dar cerci, suge! Mălaiu! Ca să nu zic altceva. Da, se pare că ne-o luăm! Ne-o luăm! Ne-o luăm! Ba nu ne-o luăm pentru că e băga... Bravo! Meritul nostru de la mine! Oricum avem 3 la 1, ne sugeți, fraierilor! De ce? Ce-i cu frame drop-ul? Stați așa, așa. Mi s-a dus. Nu! E offside, stai! Bă, dar futu-ți arbitru, mătii! Hai, mă, ieși odată, te cași pe tine, mănânci rahat. Lopă până cioi marcio, cum pana mea, Moretti. Sanchez Mino, hai, mă! Ce vrei, mă? A, da. O, șeful! Șeful! A, uitați-mă pe mine cum stau acolo. La care să arunc șeful? La ăsta șeful, bine. Ai de capul meu, așa, Moretti, bravo! Stângul drept, pun la Cerci! Cerci! Cerci, te violezi, Cerci, dacă nu dai gol, Cerci! Aceea scăriță, Cerci! Cerci dublă! 4-2, oh, camionii! Și așa să câștig eu un meci contra Deportivo. Epic win! Contra Deportivo. Epic, epic, epic. Antonio Nocerino, Nocerino, Nocerino! Stângul dreptul, gol dublă și 5-2. Așa-s, bravo, stângul drept. Să revedem acest gol frumos. Da, a fost un gol frumos. Și l-a luat de picioare portarul pe stângul dreptul. 5-1. Hai, mă, ce mai faceți, mă? Hai că vă las să dea și gol dacă vreți. Adică am mințit. Am mințit, mă. Sau să-i las, sau să nu. Sunt rău, nu-i las. Oh, ce face arbitru chior? Maximovic șutează ca nemâncatul, dar Porotolux apăr. Sau, nu știu dacă am citit numele bine, nu prea știu pe ăștia, frate. Nici pe ăștia de la Torino nu știam. În afară de stângul dreptul șterci. Și pedali. Ai, păi se poate, măi, păi se poate 5-2, oricum mă doare la bașcă pentru că am 5-2. Hai, cum mai dați voi 3 gol, oricum e amical, nu știu de ce mă dau așa mare. Cerci. Și câștigăm meciul contra lui Deportivo. Un meci destul de bunice. Da.
Ia stați puțin să mă uit la calendar. Da. Hai să dăm până acolo. Revin imediat. Și am revenit. Vreau așa share players. UEFA Teams aici, Dinamo București. Nu știu dacă are și Steaua. Că aș vrea și un jucător de la Steaua. Cam puțin bani, cam puțin. Matei, eu pe Matei îl vreau, frate, că el e bun. Pe Munteanu l-aș vrea, dar e bătrân și pana mea. Unde e la mă? Cosmin Matei. Cât? Hai mă, că vă dau 2 milioane pe el. Costă 1.200.000 dacă nu mă înșel. O să vedem dacă acceptă până începe meciul. Cum? Ah, ok, hai că vă dau. Vreți pe el 2.500.000. Sper să accepte și ăsta contractul repede, că vreau să-l bag direct în meci. Ok. Cât are? Pot să-i dau 15.000 și 20 pe 3 ani. Trebuia să dau crucial sau important. Important îi dădeam. Cum? Bine, mă, îți dau 20.000. Faci fițe, frate, acum. Faci fițe? What the fuck? Da. Primul meci în campionat contra Inter Milano. Sper să nu mi-o iau. Hai să apăr și eu. Da, de fani vreau să apar așa. Așa. Îl vedem pe și pe stângul, în drept acolo. Chivu știu că a jucat la Inter Milano. Palacio, argentinianul care a jucat cu Messi, de-a pierdut atunci cu Germania. Mi se pare că n-am fost băgat din prima. Este un meci important, trebuie să-l câștigăm. Măcar un egal să facem. Deși e foarte greu, e echipă foarte bună. Nu e echipă chiar ușoară. Maximovic, ușor până la Darmian. Trece frumos, Darmian. Să vedem dacă continuă tot așa și se pare că da! Ce faci acolo, frate? Cicada gol, Florentina cu Palmo. Palermo, pardon, Cică Palmo. Darmian. Vidic! Are un dic! Vidic, ce la dic? Fii atent. Îți dau rect. Get rect, copile! Aha, cum să nu. Eu îmi iau rectul. Se pare că nu și-l ia el. Vreau să și-l ia el. O să plâng. Da, du-te în pis! Nu poți să treci și o de jumate a terenului, că vine unul așa și... Badas. Și sunteți badas, mă. Vreți să vedeți aici acum? Gol! Ești nebun cum a scos-o ăla! Kerci, bravo! Hai că ai jucat bine la faza aia, da. Gol să nu le luăm. Poate câștigăm meciul ăsta. Până acum am dat dovadă că putem. Deși cred că posesia până acum... Bine, minutul de-abia 20 aproape.
Eu am avut o posesie mai mare ca noi și ne depozitează foarte repede, țin mult mingea. Destul de greu să câștigăm Nagatomo. Până la Vive! Vive! Șutează Vive! Ești nebun! Handanovic n-a prins-o pe asta, bară! Bravo! Jucați bine, băieți! Nu credeam că o să jucați așa din prima. Trebuie să-l aduc neapărat și pe Matei pentru niște centrări bune, mai bune. Sper să centreze bine, din câte știu eu. Adică din câte știu, din câte am văzut eu, chiar centrează bine. Pentru că l-am luat, după cum am zis, la Chelsea off-camera, că mă joc și off-camera. Cu, bine, cu echipe mai mari, dar pana mea. Așa îmi place mie, să-mi iau și jucători buni. Așa e, am zis să-mi iau o echipă, 1 milion, pana mea, să rămân cu 6 după ce... Mă, dacă acceptă ăla, dacă nu, dacă se întoarce înapoi... Trebuie să câștig meciuri, chestii ca să fac bani și e destul de greu. Palacio! E posedat frumos de Glick. Vive! 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 Ce șut frumos! Dar peste poartă. Trebuie să revedem șutul ăsta. Hai că a șutat bine, Vive. Până acum el a fost omul meciului. Două ocazii. Cerci cu una extrem de mare, dar și Vive cu una extrem de mare. Nu reușește acolo Hernan să treacă de El Caduri, se pare. Osvaldo, nu trece de Nocerino, zidul nostru Nocerino, care trece foarte frumos. Oh my fucking god. Sanchez Minho, Sanchez, ce frumos, dar Handanovic apără. Cerci. Nocerino! Nu, n-a șutat bine. Adică a șutat, dar pare mai erau foarte mulți. Și destul de greu să dai gol cu atât de mulți jucători în careu. Cerci este tăvălit pe jos, oameni buni. Și arbitru ăsta chior, ăla în roșu. Arbitru ăla chior prost. Nu vede. Ăsta e rugby, ăsta nu mai e fotbal, frate. Vidici, vidici, vidic. Bine, așa îi spune ăsta în engleză, vidici. Guarin. Osvaldo. Jonathan. A dat gol, futu-mași în gura voastră. Minutul 45, frate. Cum, frate, să mă... Hai că m-am enervat puțin, îmi cer scuze, dar nu pot, frate. Câte ocazii... Ăștia au avut o ocazie și au dat gol. Gândiți-vă. Că dacă au mai multe... Mi-am luat și mingea deja. Dacă au mai multe ocazii, ăștia ne fut în gură. La propriu. Și la figură. Oh, bă, dar nu mai trebuie să vorbesc așa urât. Dar nu pot. Pur și simplu nu pot. Cerci, Cerci! Hai, Cerci, deci dacă dai gol, te iubesc, Cerci! Nu mai te urăsc, gata. Elcadori. Nocerino până la... Cred că e Darmian? Nu e, Vive. Vive sau Vive? Nu știu cum să zic, nu sună mai șmecher. Handanovic, dar ai magnet în mână, ce... Trebuie să-i dau mită la arbitru. Du-te, mă! Deci dacă e faul tot pentru ei... Mama, țin. Hai, Padeli. Hai, Padeli, hai.
Maximovic, Darmian. Ia stai mă așa. Pai, poate n-ai galben, că te piși în frez. Hai, mă! Nu vreau să vă cum să ștergeți de sudoare. Și așa. Nagatomo, futuți japonez sau ce pana mea, corean, ce pana mea e. Hai no cerino, hai no cerino, nu tu. Nu, nu spar tastatura. Nu, nu, nu trebuie să spar tastatura, nu, e doar un joc. Doar un joc. Cred că prea... Deci dacă nu dai piș... Cum Handanovic? Zi cum? Da cum? Da cum? Da cum să nu? Ce ai în picior? Ăsta șutează să duce la mama dracu. Ai mă! Așa mă! Așa! Așa băgameși! Nocerino, cred că e acolo. Nu, e Cerci. Ce faci? Vreau să dai pe jos și tare, rupe bara în pana mea. Deci pierd meciul ăsta cu Inter. Oricum e echipă mai bună decât Torino. Și în realitate și... Pana mea, primul meci. Un lose și un win. Măcar un egal să fac. Gol! Bravo, Nocerino! 1-1. În minutul 78 reușim și noi să egalăm. Bravo, Nocerino! Acum trebuie să ne apărăm. Nu să ne... Mai trebuie să atacăm, de fapt. Nu trebuie să-i lăsăm să treacă atât de ușor. Dar mea n-are deloc viteză, pana mea. Se mișcă și foarte greu. Stângul în dreptul șutează bine, dar tot un căcat rămâne. Ha, ce se poate întâmpla? Păi, da, ce se poate întâmpla? Să ratezi, logic. Oh, Jonathan. Guarin. Ce că e penalti pentru Udinez. Cadori. Nocerino. Nocerino, autorul golului să trece incredibil. Nocerino. Nocerino. Pun la Darmian, băgame și pun la el. Oh. Nocerino, trebuia să las mingea la tine. Maximovici, cum frate să treacă totuși de atâți jucători? A trecut bine, na, pana mea, stai, ce e Maximovici? E... RB, RKB, sau RIDE KB, da,
Fundaș și dreapta, central. Nocerino, bravo Nocerino. Măcar tu ai dat numărul super pe tine data asta pentru că ai dat golul ăla. Se termină 1-1. Avem un punct. Măcar n-am pierdut. Acum doar vreau să văd dacă Matei acceptă să vină la noi. După care vă las. Aguero, 64 de milioane. Se pare că acceptă. Acceptăm și noi. Și a semnat pentru 3 ani la noi. Ia să-l bag eu în locul lui Darmian. Unde Matei? Darmian. Hai că-i dăm așa. Și echipa noastră se întărește cu Cosmin Matei de la Dinamo pe post de râmă. Să sperăm că el va face ceva bun. Până atunci eu am fost ejuatul Fagnimf. Meciul viitor o să ne batem cu... Stai, what the fuck? Tot cu Inter? Și cu Atlanta? Atalanta? Da, nu, o să ne batem cu Atalanta și cu... Palermo. Da. Eu am fost aici, What the Fuck Nymph, vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog frumos să dați un like, dacă nu v-a plăcut, nu mă interesează, dați un dislike, dacă vreți dați un share și dacă nu v-ați abonat, vă rog frumos să o faceți dacă vreți. Eu am fost aici, What the Fuck Nymph, v-am pupat, pa.